Asociația Filantropia Severin a organizat un târg de economie socială unde a prezentat severinenilor și prezintă produsele lucrate în cadrul structurilor de economie socială în care asociația este parte și le implementează. Astfel, prin proiectul Activ și Solidari, fețele bisericești angrenate în acest proiect alături de Arts doresc o cât mai bună informare și transparență activităților pe care le întreprind în vederea incluziunii sociale, mai ales că prin acest proiect mai mulți oameni au fost angajați din grupuri ținte defavorizate. La târgul de economie socială organizat de către Asociația Filantropia Severin, o asociație creștin-ortodoxă aflată sub patronajul spiritual al Episcopiei Severin și Strehaii. Iar evenimentul de față, acest târg de economie socială, este creat în cadrul proiectului Împreună Activ și Solidari. Ea reunește, așa cum ați putut observa și dumneavoastră, mai multe structuri de economie socială. Aș aminti câteva din structurile de economie socială pe care le are asociația noastră, și anume atelierul de icoane, unitatea protejată care produce cutii din carton și lumânări ornamentale, de asemenea două structuri foarte importante pentru noi create în cadrul proiectului Împreună Activ și Solidar, și anume acest atelier de panificație care se află aici cu produse pentru degustare și centrul de tipărire și multiplicare. Noi sperăm că activitatea pe care o prestează aceste structuri de economie socială să fie în beneficiul județului nostru și nu numai, și bineînțeles că ne dorim ca acest târg să fie vizitat de cât mai multe persoane. Nu este deloc greu, pentru că orientarea noastră este foarte rapidă, ne acomodăm foarte repede oricărei locații, chiar dacă avem probleme, iar produsele nu sunt chiar așa de greu de făcut, pentru că acum totul este mai performant decât cu ce se lucra înainte. Mașina este foarte performantă, nu mai este chiar așa greu cum lucrau nevăzătorii acum, de exemplu, 10-15 ani în urmă. Și Episcopia a avut o inițiativă foarte bună în a face acest atelier, pentru că în Severin și chiar în Mehedinț nu mai există niciun fel de atelier care să lucreze cu persoane cu dizabilități. În primul rând, această meserie a fost școlarizată, am fost școlarizați, calificat pentru această meserie. Am făcut școală, diplomele le avem pentru confecționer cutii de carton și este o meserie ușoară, ni s-au părut nouă, pentru că ne descurcăm din toate punctele de vedere, pentru că avem și noi și orientarea școlară și tot ce a fost necesar începând de la primii pași ai vieții noastre, ca să putem spune, iar Episcopia a avut curaj să lucreze cu noi, nemai lucrând de multă vreme, toată lumea spunând că nu putem face față pe niciunde. Taxa Antreprenoriat Social, care a fost înființată în cadrul proiectului Resort. Axa Antreprenoriat Social se ocupă cu organizări de evenimente, traduceri simultane, sonorizare, dar și auxiliare, cum ar fi curățenie și print DTP și offset.